Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Pentru ediția de astăzi mi-am propus să discutăm despre un fenomen social destul de controversat în societatea noastră, este vorba de suicidul. Invitații ediției sunt Aurelia Balancu-Jocaru, doctor în psihologie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Ghenadie Valuță, părinte deacon, Nini Noi, președintele Asociației Pro-Ortodoxie. Bună seara, Hristos a înviat! Bună seara și până joi și până Hristos a înviat! Doamna Balan, vreau să începem emisiunea noastră cu a deschide unele paranteze. Concetățenii noștri s-au obișnuit să meargă la psiholog atunci când au un necaz, când au o problemă și respectiv să ceară un ajutor, pentru că, de ce vă întreb lucrul ăsta, probabil există o interdependență între problemele care se acumulează și se culminează cu acest fenomen pe care îl enunțeam ceva mai devreme. Nu pot să spun că este o obișnuință încă din nefericire, însă este o tendință de creștere a numărului persoanelor care apelează la serviciile psihologice, ceea ce este îmbucurător, mai ales din considerentul importanței pregătirii și importanței nu atât a specialistului, a pregătirii specialistului, cât a pregătirii omului pentru ceea ce el trăiește, pentru a înțelege, pentru a accepta și pentru a se integra într-o societate pe care de cele mai deseori fiecare din noi o vedem așa cum ne convine nouă. Părinte deacon, care este poziția bisericii raportată la suicid? De la noi, sigur că necesită o atitudine tranșantă, dar în general, sigur că biserica condamnă acest păcat, sau mega păcat, spunem așa, pentru că noi știm că cei care și-au pus capăt zilelor nu sunt nici înmormântați prin biserică. Deci intră în lumea aceasta prin biserică, dar te scoate în lumea aceasta în afara bisericii, în afara oricărui ritual. De ce? Pentru că nimeni nu te-a întrebat înainte de a te naște, nu ți-a solicitat liber tău arbitru, vrei tu să te naști ca cine ești acum, la ora cu tare, la anul cu tare, și respectiv nimeni nu îți spune când îți vine ceasul, sfârșitul. Deci a intrat în lumea aceasta din voia altcuiva, nu o să plătim cel în cer, Dumnezeu. Și deci ești tu după voia Dumnezeu și în lumea aceasta tu te conduci nu după voia ta. Iar și n-ai venit, nu ești demiurg, nu ești Dumnezeu și n-ai venit din voia ta, dar e din voia altuia. Și noi conducând voia altuia, respectăm 10 porunci, respectăm toată învățătura scripturistică, încercăm să o implementăm în viața de zi cu zi pentru a ne raporta condiția de om la condiția divină pentru a deveni Dumnezei, până la urmă după har. De aceea, ați pune capăt zilelor este un mega păcat din cauza că tu te-ai răsculat la drept contra Creatorului tău și te-ai răsplătit, te-ai răscumpărat așa după cum ai socotit de bună de cuvința ta. Și nici nu sunt vorbat în cimitir, la rândul celor normali. Noi vorbim ce adormiți, sunt trei categorii. Adormiți, domnule psiholog, vreau să vă întreb, care sunt factorii care conduc sau îi duc în pragul disperării pe aceste persoane și își pun capăt zilelor? Deci, în primul rând, o înțelegere incorrectă a societății, dar și a situației în care se află. De multe ori, că l-ascultam pe părinte, cum spunea despre liberul arbitru. Și de multe ori punem pe seama acestui liber arbitru felul de a înțelege viața în mod propriu, cumva poate atipic de restul, și încercăm să ne credem superiori însăși voinței noastre, pentru că niciodată voința personală nu te va pune și nu te va împinge spre fapte nesăbuite. Ori, un suicid este o dovadă de curaj sau e o dovadă de slăbiciune. Deci pentru unul și pentru altul din aceste răspunsuri se găsesc contraargumente și tendințele suicidale vin anume din asta, din a dovedi că ești, cu ghilimele de rigoare, foarte curajos să oprești un fenomen pe care tu îl consideri fenomen numit viața, care îl consideri că te depășește, ori ești foarte slab să lupți și vezi viața ca o luptă, nu ca o bucurie și nu ca un dar care ți-a fost oferit. Bine, în afară de asta sunt depresii,
lipsurile, sunt slăbiciunile, este educația deficitară, sunt carențele de comunicare, este dorința de a atrage atenția, sunt nu puține suiciduri care se sfârșesc cu un act suicidal dus până la capăt, dar debutează, de fapt, printr-o dorință de a atrage atenția asupra ta, mai în glumă, mai în serios, i-am spune noi. Părinte, deseori se vehiculează că atunci când vorbim despre suicid, de fapt, principala problemă, dacă aș putea o numi așa, este nivelul de trai scăzut în țara noastră. E așa sau nu? Sau este lipsa promovării valorilor morale, spirituale? Cum este văzut? Am exact cu dumneavoastră înainte de emisiune în Occident. Nivelul de suicid este cu mult mai înalt ca la noi, paradoxal, și sunt mai dezvoltați material și trăiesc mai bine. Deci nu este vorba în principiu de factorul material, ci este vorba de un factor moral, spiritual, educațional, aș spune, pentru că ține de felul de a gândi, de a percepe creația pe ansamblu și pe tine ca modular sau componenta acestei creații și a felul tău de a fi. Și suicidul, de fapt, este o lucrare demonică. La suicid apelează numai un ce poate că bolește fiziologic sau psihologic, dar este stăpânit de necurăție sau necurat. Pentru că atunci când omul își pierde capacitatea de a se a realiza în viață, de a face față încercărilor ca cruce, atunci numai el devine un elementă utilă forțelor necurate care acționează din exterior, după aceea se lăsăște în interior. Ei amputează orice facultate de a vedea lumină și a umblea lumină, și întuneric conduce la întuneric. Și de multe ori, când se ia doamna psihologie, e vorba de a se afirma, dar pe de altă parte e și vorba de a se eschiva, crezând că undeva e mai bine. Sau de a șantaja, că ce sunt multe, dar în fond, de undere bisericesc ortodox, suicidul este păcatul de consecința păcatul de deznădăjduire. Asta este, după mulți sfinți părinți, un cel mai mare păcat. Pentru că această incertitudine te face, în primul rând, să recunoști că nu există Dumnezeu și nu este capabil Dumnezeu să intervină sau să te ajute. Deci, incertitudinea este... Părinte, am putea spune că depresia este calea premergătoare? Străiesc mai ținutic când am învățat la psihologie. Dacă secolul XIX a fost secolul stresului, secolul XX este secolul depresiei, dar mai mult, mai serios, spuneam, secolul XIX este secolul sinuciderilor. Deci noi mergem spre ceea ce spune Scriptura, un apus apocaliptic, în situația în care lumea se depărtează de Dumnezeu, pentru că omul în sine nu este sursă de a fi, nu este sursă de viață. Atunci când el este deconectat de la o sursă de viață neîncetată, adică veșnică, se termină bateriile din Dumnezeu mai târziu, de la sine sau din alte pricini, și intrăm într-o viață a urcuș și a coborâșilor. Firește este să ai suferință. Și suferința pentru un creștin este un examen, ca și pentru o lumică. Suferința naștere. El o așteaptă, of, că l-ați trecut mărepte, dar o așteaptă pentru că știe după aia mare bucurie a vederii pruncului ei. Deci pentru noi, în Duhul Crucii, suferința are un examen, un mesaj de a te trai în conținut pe Mântuitorul, pe cei ce iubesc, îi mulți și îi pedepsesc, pentru a-l căli și a-l face un erou cu adevărat vrednic de împărăția Dumnezeu. Dumnezeu nu ne face pe noi sfinți acolo gratuit sau fără de efort, fără de sudoare. Iar omul în conștiința în care nu există noțiunea de jertfă, de cruce, de suferința care te încununează, de mesajul pedagogic pentru a te preveni sau a-ți răsplăti, suferința este totuși catastrofă. Mulți astăzi pun accent pe mod de a fi în afara suferinței și tot mai mult și acoperi cu patru, cu beție, cu curvie, cu narcomanie, dar oricum ne eschiva suferința este o realitate caracteristică a existenței căzute după Adam și doar prin Hristos, ceea ce ne-a răscumpărat ca potență, posibilitatea și nu ca desăvârșire, noi putem să restabilim acea ținută ontologică a lui Adam înainte de păcatul acela, omul care în afara conștiinței creștine, în afara învățăturii evanghelice și a credinței, nu vede suferința ca pe
strășnicie, o fobie și găsesc și o modalitate de a o evita prin suicid. Doamna Cojocaru, am găsit niște date a Biroului Național de Statistică pentru anii 2009-2010, care spun că în 2009 am avut 651 de cazuri de suicid, în 2010 676, dintre care practic 556 au fost bărbați. De ce bărbații sunt mai slabi? Cum se explică fenomenul respectiv? Fenomenul respectiv se explică foarte simplu, se explică prin deficiența și carența la nivel mondial, dar mai ales la nivel național, a ceea ce se numește educație relațională, a ceea ce eu de foarte multe ori numesc pantalonizarea femeilor, adică emanciparea asta feminină când femeile își atribuie drepturi și egalitate cu bărbatul, ori niciodată o femeie prin natura ei nu poate fi egală cu bărbatul. Și căstrarea, dacă să-i spunem așa, într-un termen mai dur, a puterniciei și a voinței bărbaților. Pe de o parte, încă din fragile pruncii, bărbații sunt crescuți într-un mod foarte dur, încercând și punându-i în poziție de a-și manifesta tăria, de a-și manifesta comportamentul mai sever. Pe de altă parte, la maturitate ajungând, de la ei se cere foarte mult, se oferă foarte puțin din considerentul acesta al emancipării și al pierderii rolului femeii și bărbatului în societate. Nu există acest echilibru de dau, primesc, ofer, aștept, și bărbații noștri ajung că își pierd orientarea, își pierd echilibru și neștiind, nefiind obișnuiți nu să lupte, dar să-și continue mersul și neștiind cum să o facă, se pierd și apelează, iată, la iarăși crezând că e o dovadă de curaj să o facă, apelează la anumite manipulații care duc cu un sfârșit suicidal. Vreau să comentez ceva. Mă bucur foarte mult când aud din tabăra psihologilor niște realități, niște termeni, niște afirmații care țin de faptul de o verticalitate creștină, creștin-evanghelică, și anume chestia cu egalitatea. Într-adevăr, chiar Eminescu spunea foarte clar, egalitatea este numai în matematică. Păi nu putem să punem egalitatea, spunem, în plan fizic, între bărbați și soții. Dar faptul respectiv că totuși bărbații nu au predispus cu adevărat așa, pentru că politica mondială la nivelul programelor mentale sau celor digitale are anume ca scop omogenizarea aceasta, sincretismul acesta sau vinegredul acesta, identitatea etnică ne s-a șterbit, cea religioasă la fel cu sectarismul, cea politică cu pluralismul acesta, s-a rămas identitatea gender. Și asta acum este în primul rând cu aceste așa zise toleranțe și drepturi minorităților, și asta este pusă pentru a vedea distrus, ca subconștient bărbatul așteaptă mângâierea dragului din partea femeii, dragostea. Femeile nu ar aștepta-o din partea unui bărbat. Atunci este o confuzie introdusă, de exemplu, pantalonizarea respectivă, într-adevăr, el nu mai vede mângâierea. Și de multe ori bărbatul este mai dispus, că partea femească e mai ușor se descarcă, exploadează decât bărbatul. Domnul Cujocare, vreau de fapt să vă întreb, numărul sinucigașilor șomeri este mai mare, revenind la acest aspect economic și la tot ce se întâmplă în societate? Nu pot să dau o statistică, însă strict din cele observate, cu siguranță dau o pondere sinucigașilor prin rândul șomerilor, din considerentul că acest fenomen al migrației, dar și a lipsei unei activități care, din care se rezultă un venit pentru întreținere, neapărat induce nesiguranță. Oamenii nu au siguranța zilei din lume și
se sperie, deci teama este unul din emoțiile și din sentimentele născute la nivel cerebral care înrobează și cel mai mult și duc la o deznădejde, la un tumult de emoții întunecate, astfel încât omul nu vede o altă soluție. Mai avem și tabăra opusă, mai avem și tabăra persoanelor foarte bine înstărite, foarte bine puse pe picioare, care financiar stau ok, dar care totuși sfârșesc, din păcate, cu un blunt în cap. Acolo este o altă problemă, este lipsa echilibrului gestiunii a ceea ce ai și de multe ori, atunci când ai, dar nu știi ce să faci sau nu știi corect cum să faci cu ceea ce ai, iarăși te debusolează și te face să simți că îți fuge în pământul de sub picioare. Părinte, biserica este solicitată atunci când un creștin are o anumită problemă de ordin psihologic? Eu vreau să vă spun, de fapt, ce face preotul în biserică este o adevărată psihologie metafizică, pentru că teologia cu Dumnezeu astăzi este, de fapt, știința psihologiei de astăzi, care, de fapt, l-au dat pe Dumnezeu într-o parte. Și ceea ce face preotul, în special la spovedanie, nu este altceva decât ceea ce spune și psihologia, consiliere psihologică, numai că la noi este o consiliere psihodocorâncească, la adânci analgetice sau acolo cu schimbarea modului de gândire, metode, terapii cognitive sau astea, ca să foarte înțelegate la noi, sunt terapii de astea sacre sau sacroterapie. Și vreau să vă spun că biserica la noi ar putea astăzi cu mult mai mult să facă pentru această categorie, deși e face, însă conform provocărilor și zilnic aproape aud, dar știe despre aceste întâmplări tragice, și mai ales în rândul tinerilor, minorilor. Pentru noi asta ea este o alarmă pentru a face orice nu este în pandemie, pentru a ne racorda, pentru că nu e suficient ceea ce faceam până acum. Domnule psiholog, tinerii deseori sunt mediatizați că s-au aruncat la etajul 10-11 fiind sau nefiind împărtășită dragostea. Este un motiv? Este cel real? Nu neapărat. De multe ori, dacă să mă raportez strict la practica mea, vin oamenii motivând o problemă. De fapt, în esență, problema este cu totul alta și trebuie desăpat foarte în adânc. E de în cele mai deseori și situația tinerilor. Am pomenit un pic mai sus de fenomenul migrației. Când tinerii noștri, când copiii noștri nu mai cresc în familie cu tatăl și cu mama alături, fie este vorba despre familii monoparentale, fie ei rămân în grija bunicilor care nu mai au acel timp, nu mai au acea răbdare, acea cutezanță, acea pregătire să îi asculte, să îi înțeleagă. Există carențe de creștere și carențe de înțelegere a noastră ca părinți cu copiii noștri. Un copil care este crescut într-o familie armonioasă și care el are deprinderea armonizării cu sine și înțelege că până și cele mai nefaste lucruri și cele mai negative întâmplări de astăzi pot fi cele care le vor propulsa pe viitor și vor fi cele mai pozitive privite în urmă peste câțiva ani, ajunge la gesturi extreme. Nu odată și nu puține au fost cazurile când copiii nu s-au descurcat cu propriile lor sentimente de dor față de unul din părinți și în momentul în care ei au întâlnit un partener, un tânăr de vârsta lor sau mai mare, care nu le-a împărtășit sentimentele, acest tânăr trăiește dublu sentimentul de abandon. Chiar dacă mămica sau tăticul a fost plecat peste hotare din dorința de a asigura material cel de necesar a copilului, copilul la nivel de subconștient oricum a înregistrat acest lucru ca un abandon. Și în momentul în care ajunge la pubertate sau la o adolescență prematură și se întâmplă să trăiască o dragoste neîmpărtășită sau o lipsă de integrare în societate, o timiditate, nu se descurcă cu materia școlară, de ce nu, se vede altfel decât restul semenilor săi și consideră că el nu se integrează într-o lume
care pare a fi normală, el se vede anormal, nu se vede parte componentă a acestei societăți și hotărăște să se omită din ea. Ori tinerii însă după criteriul vârstei nu au atât de bine impregnat și nu au atât de bine dezvoltat acest filtraj a binelui de rău. Ei greșesc și e normal să greșească de multe ori din necunoștință de cauză, din neștiind cum să facă și cum să procedeze și din neavând cine le ghida pașii. Eu nu zic că rolul părinților ar fi continuu de a le asfalta drumul copiilor prin viață. Nu era așa. Copiii trebuie să greșească, copiii au dreptul să cadă pentru a ști cum să se ridice, trebuie să învețe funcționalitatea lumii și societății în care trăiesc, însă când acest lucru e lăsat pe seama tânărului de sine stătător și el nu are cu cine să vorbească, el nu are deprinderea de a apela după ajutor, ori iarăși e rușine să știe cineva de problemele tale, e rușine să te adresezi la un învățător, la diriginte, la un coleg, la un profesor, la bunici, da? Pe tânărul debusolează și îl aduc la situația de a se arunca de oriunde de pe bloc. Ispite, probleme la diferite vârste au fost pretutindea și întotdeauna. Eu tot mai mult văd în ultimul timp de la nimicuri, fleacuri, copiii au fie tendință sau chiar recurs la suicid, ceva cu mașina necurat sau nu intrat în mofturi. Problema este că tot mai puțin scade dragostea în lume și tot mai puține modele sunt. Și așa spune și Apostolul Pavel, va scădea dragostea în lume, se va umplea nelegiuirea și se va răce sufletul. Și paralel, e o campanie titanică de robotizare a firii umane, tehnologizare. Și atunci fiecare incomoditate devine sursă de risc, stres și consecință de fi de ieșire este care... Părinte, rămânând în alb de ceea ce spuneți, mediatizarea sinuciderilor, poate excesivă uneori, a crescut numărul persoanelor care recurg la acest gest sau poate fi interpretată ca o eventuală școală? Eu țin minte că probabil experimentul lui Bacon, dacă nu greșesc, când copiii au văzut că păpușile sunt lovite și au început să lovească în oameni vii. Deci, într-adevăr, presa, nu toată facem, sigur că aici nu toți generalizăm, da. Presa este unul din principalii factori care predispun tânăra generație, mai ales special tânăra generație, la aceste metode de a se schimba de la responsabilitățile vieții care sunt în față. Da, sunt aici și vorba și de cei maturi. Cei maturi deja e consecința unor poveri, suma cărora deja e imposibil de rezistat. Și iarăși, în fond, este o strigăt disperat al sufletului după sprijin atotputernicul, atotțiitorului. Deci, asta și este suicidul, este o strigare plină de deznădejde, sau o deznădejde care atinge cote alarmate. Și atunci când în preajmă este cineva din partea fie bisericii sau o familie, mai ales cum acum ați dezmembrate și plecate, ei sunt prieteni, este factorul acesta religios, educația aceasta de bază, așa prostii nu-ți vine în gând. Chiar să fie cele mai deplorabile. Copilul care este împărtășat... Poate avem și noi, ca membri ai familiei, unii care înțeleg la capitolul ascultare a copilului. Copilul, dacă au fost în biserică de muncă, au fost împărtășat, au auzit noțiunea de Dumnezeu, câte ispite nu ar avea la așa prostii, nu ajunge. Așa prostii se fac acolo unde este disprețuită viața încă de mic copil. Pentru că, vă spun eu, da, spuneți dumneavoastră că mai... Vă rog, doamna Țurcan, vreau ceva. Nu, că m-am axat însăși pe ideea de desprețuită viața încă de mic copil. Noi trăim într-o societate în care foarte mulți copii nu sunt doriți. Și nu trebuie să... Nu o să spun eu o noutate, că educarea copilului începe nici nu din momentul concepei, dar încă de la preconcepere, când părinții se educă și își aducă în trăirile lor anumite valori. Că nu mă axez aici strict pe niște valori spirituale sau prin
anumite valori sociale, dar încearcă să trăiască după anumite reguli și într-o anumită armonie, și educarea pruncului, a viitorului copil, a viitorului om al societății începe încă din acel moment. Ori acolo unde sunt multe femei care rămân însărcinate și procrează lipsite de dorința de a o face, o fac din multe alte motive și copilul ajunge să se nască, deja lui este șterbită energetica vieții. El deja vede, el deja are la codul genetic înregistrată viața ca o povară, el deja nu se simte parte componentă a societății, pentru că el trăiește de multe ori și sunt foarte multe situații când vin părinții cu copiii, anume la vârsta pubertății mai ales, cu copii care el spune că are o problemă, dar el nu înțelege ce fel de problemă are. El duce această informație genetic la nivel de subconștient, este înregistrată, noi nu putem interveni hipnotic ca specialiști, de exemplu, la adolescenți sau la copii, pentru că nu ne este permis lucrul ăsta și nu se cuvine de intervenit la subconștientul unui om în formare și este foarte greu de identificat care e acea problemă, acea greutate pe care copilul o manifestă și datorită căruia el nu are motivație. Iarăși una dintre principiile, principalele cauze care duc la suicid e lipsa motivației. El nu are motivație să facă nimic, el nu are motivație să meargă acasă pentru că nu se simte poate suficient de iubit sau pentru că nu se simte așteptat, ori pentru că el știe că va ajunge acasă la 16, dar mama cu tata ajung acasă la 20 și îl sperie cumva pe timpul ăsta liber. Ori ajunge acasă și își deconectează creierul de la un flux firesc de lucruri, dar se axează pe un joc pe calculator sau pe telefon și trăiește într-o lume virtuală. Aici iarăși avem o temă de analitică cu jocurile și cu lumea virtuală care duc și degradează serios societatea contemporană și ne alterează copiii noștri. El nu are motivație să meargă la școală pentru că nu și-a pregătit temele, pentru că el nu le vede utilitatea lor în viața de zi cu zi, fiindcă atât mama cât și bunica, cât și mult, chiar și profesorii de multe ori le spun că voi asta învățați, dar voi asta în viață nu o să vă trebuiască. Și el înțelege că de ce ar trebui să învețe, care ar fi motivația pentru care să învețe. Și pentru că se pierde răbdarea și se vor lucrurile imediate. Noi resimțim timpul, trecerea timpului diferit de cum o resimțeau bunicii noștri și copiii noștri o simt diferit, o resimt diferit decât o simțim noi. Este o tendință de a vrea totul acum și imediat și la îndemână. Am pierdut calitatea muncii, am pierdut din calitatea concentrării una dintre primele lucruri, primele primii pași în terapie unei persoane depresive sau a unei persoane dependente de droguri, cu oarecare dependență, este sporirea concentrării. Oamenii care ajung la asemenea gesturi, ei pierd concentrarea și motivarea. Vreau să spun ceva interesant, dar ca continuare. Societatea de astăzi deosebește de cea multimilionară prin faptul că a schimbat accentul la verbul a fi la a avea. Verbul a fi ține de domeniul moral, religios, ieșirea aceasta spațiu metafizic, comunicarea cu lumea de dincolo, stabilirea unui limbaj între lumea ta lăuntrică și cea de dincolo, și atunci tu ai un control lăuntric al emoțiilor, al sentimentelor, al modului de a gândi, și asta se proiectează în felul de a fi comportamental, social. Atunci când punem noi o fire chemată spre o vocație a veșniciei, acest organ a veșniciei, îl hrănim cu verbul a avea, este tot limitat. Și limita asta poate să fie așa, atât de scurtă, și rezultat, așteptarea una, dar hrana e cu totul de altă calitate, perisabilă. Și atunci șocul
depresia și consecința. Și de aceea, până noi nu schimbăm sau nu facem perfuziune la nivel educațional în acea societate, să depunem un efort triplu, un dublu de triplu din partea bisericii, a instituției, familiei și a factorului social, cum spune și psihologii, noi nu vom putea să rezistăm pentru cu... De fapt, eu vreau să vă întreb, ce mecanism trebuie să fie implementat pentru a reduce numărul acesta? Eu dau un exemplu, la anul meu, noi avem o mămică cu 6 copii. Avem o avere mică, așa, cea o ars copiii micuți, s-au jucat, și soțul e responsabil, suferă de stupefiante și până un copil cu mama câteodată venea gândul la etajul 3 să arunce pe... pentru că nu mai făcea față. Și atunci a dus-o Dumnezeu la biserică cu lacrimi, cu rugăminte, și mă rog, era așa o firmă puțin mai bronzată și ne sperea că mai trebuie și o șarlatancă, așa, și ce și document, am verificat-o și într-adevăr problema așa, biserică a dat-o în grijă ei, în protecția ei. Și cum am spus, și chirie, și ajutor, și alimente. Și într-adevăr, ea a ieșit din această stare deznădejde, prin această stare depresivă care presupune suicid. Și nu este primul caz. Familia poate și să nu aibă mamă, la să bețivi sau este în închisoare și cu bunica și bunica face față și atunci au luat și am transferat în centru de zi. Iarăși pentru copii erau predispuși la diferite periscuri. Deci biserica, dacă ia fiecare caz în parte, dar ele nu sunt multe, noi acum le putem controla. Într-un alt caz este că un băiat care era posedat, în psihologie nu prea se recunoaște din intervenția aceasta parapsihologie, mai rar mai puțin se accept. Era posedat și nu s-a discutat cu domnul suficient. A fost vreo câteva ori la biserică, dar așa mai mult ca o saturație formală, dar nu a fost ca conținut. Și când s-a sinucis, băiat de 20 de ani, a fost șoc pentru toți, tăcut, liniștit, fără probleme, deci nu a fost comunicare. Deci noi trebuie să-i pescuim noi, păstorii, psihologii, să-i prevenim, pentru că deja trebuie să avem aia. Doamna Cojocoară, notele proaste poate fi un așa zis motiv al dispărării și respectiv al sinuciderii? Desigur, pentru că, și spun de ce, fiindcă iarăși asta pornește din familie. Nu puține sunt cazurile, 90% din situații când copiii noștri învață pentru note, pentru calificativ, pentru note, nu atât pentru cunoștințe sau pentru utilitatea materiei. Și el înțelege nota ca un indice care îl plasează pe o scară mai superioară sau inferioară în societatea de elevi în care el trăiește, pe care el o are. Și un copil care nu are iarăși deprinsă capacitatea de a pierde, atunci când a intrat pe o mediană stabilă de note bune, e suficient 2-3 note proaste, el își pierde încrederea în sine, simte că își pierde statutul pe care el avea câștigat uneori cu multă silință și străduință în clasa de elevi, apare frica față de ce vor zice părinții și de cum va fi privit de profesori și de societate și se ajung la gesturi extreme. De fapt, vreau să vă mai întreb un aspect foarte important. De regulă, când se ajunge la suicid, majoritatea, sau cel puțin cele care sunt mediatizate, persoanele lasă un bilețel. Cum trebuie să fie interpretat acest bilețel de adio? Este expus adevăratul motiv? Este o grijă a celor care rămân în urmă? Iarăși depinde de factorii și de cauzele suicidului. Aceste bilețele, de regulă, vin ca un semnal de alarmă și sunt o lecție nu atât pentru cei care au rămas, ci pentru seminii lor care ar putea să înțeleagă cum să-și înțeleagă oamenii din jur. Că ziceați un pic mai sus ce ar trebui să facă societatea pentru a preveni amploarea acestui fenomen. Și iarăși mă întorc la importanța familiei și la importanța comunicării cu copiii, comunicării și timpului de calitate petrecut cu oamenii din jurul nostru. Exemplele și valorile pe care noi le practicăm și le dezvoltăm atât în copii cât și în oamenii din jurul nostru, a calității discuțiilor pe care le avem cu oamenii apropiați, nași, fiind, prieteni,
prieteni și așa mai departe. Importanța ospitalității, importanța tradițiilor din NAM pe care noi le-am avut, fiindcă nu puține au fost cazurile și situațiile când s-au rezolvat probleme serioase la o masă de sărbătoare, aparentă de sărbătoare. Deci întâlnirea și comunicarea asta interumană, păstrarea relațiilor interumane este foarte importantă pentru a preveni acest fenomen care capătă o amploare din ce în ce mai gravă. Și iarăși, copiilor le este important să li se explice încă din perioada preșcolară pentru ce îi învață, de ce îi învață, care, cu ce se vor confrunta. Trebuie să înțeleagă că nu toți copiii și nu toți elevii sunt asemeni lor, că vor exista sau poate chiar ei sunt niște copii un pic mai diferiți decât restul. Și cadrele noastre didactice trebuie pregătite să înțeleagă și să accepte mult mai universal copiii, fiindcă acolo unde ne ciocnim cu un elev care ne pare mai straniu, mai ciudat, noi avem tendința de a-l izola, de a-l da într-o parte, pentru că cumva diferă de normalitate, diferă de restul. Și ceea ce este diferit de restul este privit ca o devianță. Ori, până la urmă, marile genii toți au fost priviți ca o devianță. E importantă acceptarea socială. Știu că activați și în cadrul liceului din anenii mei. Rămânând în Albia, ce spunea doamna psiholog, la copiii strani, la copiii izolați, cum se lucrează cu ei și care este, de fapt, atitudinea lor raportată la biserică? Eu am observat că copiii care participă la religie, fiind criticați, analizați, judecați în cancelar de profesor, la religie au un comportament diferit. Adică eu nu pot să-i clasific așa cum e clasific profesor. Un băiat care era povara multor profesori, mai ales cu linia fierbinte, drepturile copiilor, am reușit să facem ceva timp palamar de biserică. Și des ce entuziasm, că vine la biserică, îi spun, dar tu să vezi că tu vii, dar tu la școală să vezi și băiat, că zici, uite, vii la biserică și acolo ieși cu totul invers, ai două mâși, nu ți-ai rușine. Și întrebă, era un copil cu preînsplicat psihotare, cu o stare familială precară, dar vreau să vă spun că despre faptul că nu e suficient de a vorbi de dragoste sau de a le transmite o dragoste maternă, pentru că iarăși e vorba unor stări perisabile, pentru că și omul, pire, chiar și mama, noi dacă nu dezvoltăm în ei dragostea jertfelnică, când vorbeam de cruce, când vorbim de cruce, întâi de toate dragostea sacrifelnică, de a trăi pentru apropiat. Și dacă nu vedem totul în jurul nostru ca dar pentru care trebuie să ne jertfim, noi vorbim de suferință. Atunci nu rezistă niciun fel de dragoste. Ori lipsa de dragoste face ca acest prunc, viitor, adolescent și matur, să nu înțeleagă corect scopul vieții. Și atunci când el este educat în spiritul unei dragoste jertfelnice, pornind de la Golgota, crucea lui Hristos, crucea vieții, orice întâmpierie ale din viața lui, el se ocoate că sunt minuscul în comparație cu ceea ce a suferit Hristos pe cruce. Și atunci când noi avem în el această dragoste ca sămânță, la care de stejar, dar știți că stejar e cea mai mic sămânță și cea mai mare pom, și se dezvoltă în el, automat în paralel dezvoltă și această mare facultate a eroismului. Eroismul de a fi gata să mor pentru patrie, pentru credință, pentru adevăr. Și atunci când această stare eroică în tine este născută, atunci poți vorbești și de patriotism, și de credincioși, și de societate sănătoasă, și de familie. Toată problema acum că nu există această dragoste jertfelnică și se risipește toată sistema aceasta socio-umanistă. De aceea, noi, în primul rând, trebuie să dezvoltăm o educație eroică, pornind de la faptul că trebuie să crezi așa cum învață pe noi biserica și
să fii gata de orice pentru a-ți da chiar și viața pentru ca mucenicii sfinți sau pentru patrii ca mari luptători. Și atunci suiciderile acestea vor fi ca o strășnicie, ca o liepră de care nici nu vor dori să audă în societate, nu? Și să mai gândească să apeleze. Deci este vorba că absența a ceva naște altceva, cum spune expresia rusă. Păstorul este din bovaie. Dacă nu cultive o gură ce ea roade, crește, să bătă ce ea. Domnule Cojocaru, foarte scurt, în 30 secunde, pentru că suntem pe final de emisiune, spuneți-mi, vă rog, aceste tentative care de regulă mai există până la actul propriu-zis, ar trebui să fie un semn de alarmă, un strigăt de ajutor și el trebuie așa descifrat? Neapărat. Deci, bun, se mai și circulă ideea că cine are de o făcut o face și nu încearcă cumva să manipuleze sau să mușamalizeze, însă un om care ajunge la disperarea tentativei de suicid neapărat intră în categoria oamenilor cu un risc sporit pentru a-și duce lucrul la capăt. O societate e exemplu pentru ceilalți, întotdeauna va fi o societate exemplu și pentru oamenii care ajung în prag de asemenea tentative. Doamna Balan Cojocaru, îi țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Țineam să profit de acest moment să reconfirm scopul nostru ca Slavurii Patriși Metropolitul și preoții să fondăm pe lângă biserici Asociația Pro Familia, pentru că dacă în fiecare biserică are un consiliu de familie, să o îngrijească de familie, vom lua de în sat, este un mecanism extraordinar. Asta ar fi o remediu extraordinar, dar ar fi bine să o discutăm mai detaliat. Părinte, vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Stimați spectatori, atât am reușit astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Trăiți viața din plin, căci se merită.